potrivește cuvântului meu, dar cunosc și când omul să căiește. Și pentru că a ajuns la urechile mele cuvintele de căință și de recunoștință a unor suflete care la uzul sfaturilor dace și în panacomenadu și-o sfâșiat inima și-o zis: Doamne, noi ne-am pătat veșmântul, noi n-am vegheat și în panacomenadu și am fost biruiți într-o parte și alta și vrășmașul ne-o biruit și astăzi stăm înaintea ta ca unii care n-avem îndrăzneală să ridicăm capul în sus. Și-ați zis în inima voastră: Doamne, zi un cuvânt și pentru noi la începutul acestei vremi. Și în panacomenados, pe care ai vestit-o că nu va fi o vreme ușoară, iată cuvântul care să dă cu privire la voi inimilor care ați intrat în starea de căință și de smerenie și în panacomenadose și de sfâșierea inimii, care v-ați văzut starea și petele de pe veșmânt și a zis: vrem să fim curățiți, vrem să fim spălați, vrem să fim albiți. Iată, vi se întinde mâna! Iată, am hotărât o grațiere în dreptul celor care vin cu recunoștință și cu căință! Sângele meu are putere de curățire, de spălare! Și în panacomenados, dar cu o singură căință, și în panacomenados, să știți că nu vine izbăvirea și trebuie o hotărâre temeinică. De aceea vi să ziceți, vi să face grațierea, iertarea, tămăduirea, dar cu condiția să nu vă întoarceți din nou să vă tăvăliți în murdăriile voastre. Și în panacomenados, și trebuie să ne-a hotărârea ca să-mi sluniți cu scumpătate. Și în panacomenados, și de asta să țineți urma de neprihănire. Și eu îmi țin cuvântul, nu voi mai aduce aminte de nelegiuirile voastre, nu voi mai aduce aminte de fără de legile voastre. Vă voi curăți, vă voi sfinți și vă voi da putere să înaintați. De aceea înțelegeți că-i vremea în care și în panacomenados îmi îndrept mâna spre cei care scăzut și nu pot să se ridice și vreau să-i ajut. Da, amin! Poporule, vei vedea pe unii dintre cei căzuți că vor fi ridicați. Nu prin puterea lor și prin puterea mea, pentru că mi-au întins mâna de pace, eu le de mâna de ajutor și le zic pace și în panacomenado și izbăvire și salvare. Da, înțelegeți parte care astăzi vi se vestește grațiere, eliberare și vindecare. Țineți-vă hotărârea dreaptă și în panacomenados și în felul acesta veți simți chiar din ceasul acesta izbăvirea, eliberarea și vindecarea. Amin, amin. Marine. Îmi potrivește cuvântului meu, dar cunosc și când omul să căiește și